Deci ce s-a întâmplat ieri? Lucrurile au fost foarte simple. A venit prin centrul istoric aici și pentru că era Sfântul Valentine și în centrul istoric era plin de tineret, am propus să facem o excursie prin centrul vechi, așa cum am mai făcut deseori. Am plecat toți acolo, cântând, vesel, pe drum la biserica rusească am fost opriți de 6-7 jandarmi, care ne-au somat să plecăm, să revenim în piața universității, pentru că nu avem voie acolo, că facem scandal, că turbăm liniștea publică, că la ora aia nu se mai poate, deși nu era nici măcar ora 10, nu mai vorbim de ora 11. Au intrat în grupul nostru, inițial au vrut doar să ne împingă pe trotuar, după care au spus că nu mai avem voie nici pe trotuar, ci să ne întoarcem înapoi. Ia filmați, filmați, filmați! Filmați, de ce luați? De ce luați? Alo, alo! Alo! Au început să ne bruscheze, au tras de Claudiu, de mine, de încă vreo doi. Lumea s-a liniștit până la urmă, am plecat mai departe. Ne-am deplasat pe Zmărdan, la mijlocul străzii Zmărdan au intervenit, deja erau vreo 10-15 jandarmi. Au început să spună că nu suntem serioși, că trebuie să plecăm de acolo. Că... Nu terminați, nu se termine, că nu sunteți oameni serioși. V-am rugat odată acolo, nu vreți să ascultați. Că nu avem voie, că turbulăm niște publice, că încărcăm legea, că ne amendează, că o să legitimeze, că o să ne ducă la secție, ca așa mai departe. Aveți 10 minute, nu vorbesc și foarte serios. Și jandarmii ne iubește, de aia ne încercuiește. Am rămas vreo 15 minute și acolo, timp în care patronul sau reprezentantul unui pub a ieșit afară și aproape injurios ne-a somat să plecăm, că blocăm intrarea la bar, deși noi eram opriți acolo de jandarmi, nu noi ne oprisem. Ne-am continuat demonstrația în mod pașnic, chiar fără portavoce, doar cântând, ca să nu provocăm deranj. România, stat polițienesc, stat polițienesc, stat polițienesc. După ce am făcut acolo centrului vechi, o parte au plecat spre casă, iar noi, un grup, am vrut să ne întoarcem la universitate. E un abuz! Unde ne-au oprit exact 25 jandarmi, printre care repede s-au identificat un locotenent colonel și un major. Nu mai filmați așa, nu mai... De ce? Nu avem tot dreptul să avem tot dreptul. Domne, trăim într-o dictatură militară, ne trebuie aprobare să filmăm, conform cărui articol e interzis ceea ce facem noi. Asta este un marș. Nu e adevărat. Nu suntem organizați, nu avem lider, nu am depus cerere pentru marș. Noi mai eram 30-40, dintre care 10-15 fete și jandarmilor le era frică că poate mănâncă o mamă de bătaie de la fete, că ne-au oprit, ne-au legitimat, ne-au... De ce? De ce? Să plecăm acasă? Explicația fiind care? Explicația pentru legitimare. S-au uitat frumos pe buletinul noastră, ne-au notat CNP-ul și ne-au spus că vom primi amendă acasă. Nu ne-au spus nici conform cărui legi, nici cărui articol, absolut nimic. Păi, dar care au fost legitimați, poate să plece? Nu. De ce? Că am pierdut rândul, nu mai știu. Ați pierdut rândul? E problema dumneavoastră, pe major că vom contesta în justiție orice fel de amendă. Acesta a spus că nu avem decât și el o să ne amendeze de atâtea ori până când justiția se va plictisi și nu vom mai avea câștig de cauză și vom plăti amenzile. Pentru că el de-abia așteaptă să ne amendeze și să ne vadă plătind amendă. Știți cum îl cheamă pe ofițerul care îi place să dea amenzi așa, una într-una? Nu, pentru că nu se prezentase, numai locotenent colonel s-a prezentat. Îmi scapă nume, l-am notat acum, dar celălalt era major respectiv. Oricum o să-l vedeți într-un film pe YouTube, o să-l identificăm și vi-l dăm pe tavă ca să-l vedeți cine se bucură foarte mult să dea amenzi românilor. Nu aveți voie să treci pe aici. O să vă legitimeze jandarmeria că ați protestat. Sigur că noi am fost făcut de serioși pentru că noi vrem să dărâmăm guvernul, noi vrem să ne plimbăm, noi vrem să cântăm, noi vrem să sărbătorim, noi vrem să demonstrăm, iar ei sunt fii vașnici ai țării care vor să apere patria, guvernul, pe Băsescu și pe deliștii. Ce o să faceți? Știți că veți fi trasă la răspundere pentru abuzurile pe care le comiteți în slujba lor. Deci, în concluzie, liniștea publică se tulbură doar la universitate, nu și în centrul vechi. Absolut, au și specificat că nu avem voie, că așa e legea, că avem voie numai la universitate. Deși sunt adânci cunoscători ai legii,
Nu știu care e legi. În piață de ce nu ne amendați și aici am putea să facem? Care-i diferența? Explicați-ne, care-i legi? Aici deranjează. Cum o lună de zile nu ne dați voi nici acolo. Nici acolo n-avem voie. Și în încheiere le mulțumim jandarmilor pentru polițeța desăvârșită și nuanța tonului folosit de noi, de ei, pardon, în raport cu noi. Numindu-ne, băi nene, vină încoace, mișcă de aici, dacă nu plecați 10 minute vă împrăștiem. Însă n-am înțeles când i-am întrebat dacă ne împrăștie cu bătaia sau cu cazare, ce metodă vor folosi.